Antrenorul principal Silviu Oancea și secundul Dan Duroaia alcătuiesc cuplul de succes al echipei de volei Steaua București. Cu cei doi pe bancă, formația din Ghenci a mers excelent în acest sezon și s-a calificat în play-off-ul campionatului național, unde se va bate pentru medalii la turneele finale de la Zalău și Galați. Cum l-ați caracterizat pe secundul Dan Duroaia și cât de important este rolul său în echipă? L-aș caracteriza ca un foarte bun coleg, iar rolul lui este esențial în voleiul modern de azi. Cum l-ai caracterizat pe domnul Silviu Oancea? Silviu Oancea este un antrenor foarte bun, este un antrenor ambițios, un antrenor care se implică. A adus la echipa Steaua voleiul modern, voleiul care se joacă în Europa și la echipele mari de club, după cum puteți vedea, într-o echipă care nu părea cine știe ce a fi la începutul campionatului, am reușit să aducem Steaua în play-off-ul campionatului. La capătul celor 20 de etape din sezonul regulat, Silviu Oancea a pus pe tapet aturile elevilor săi, le-a acordat notă pentru evoluția din campionat și privește cu optimism spre meciurile din play-off. Cum caracterizați evoluția echipei dumneavoastră în acest sezon? Au fost părți bune, dar partea, să zic așa, îmbucurătoare a fost că părțile slabe sau meciurile puțin mai slabe au fost foarte puține. Și în momentul ăsta am putut să avem niște rezultate la care, sincer, nu speram și nu ne așteptam. Care au fost aturile stelei în acest sezon? Grupul, coeziunea de grup și puterea de luptă. Ce notă ați da elevilor dumneavoastră pentru evoluția din primele 20 de etape? Le-aș da 9, pentru că 10, dacă aș da, ar trebui să fim pe primul loc, ceea ce nu suntem. Care a fost momentul sau momentele decisive din acest sezon care au propulsat Steaua în play-off? Eu le văd trei momente. Meciul de acasă în care am întors Craiova de la 2-0 și 16-11 parcă a fost. Meciul de la Zalău, pe care l-am întors tot de la 2-0 cu Zalău, și meciul de cu Zalău de aici. Eu zic că au fost bornele esențiale în acest campionat. Care este obiectivul stelei în play-off? Pe primul loc, detașat, să zic așa, Galațiu, 9 puncte peste noi. Noi la egalitate cu Zalău, Craiova sunt noi 2 puncte. Deci, eu zic că în afară de Galațiu, care părea mea că este greu de ajuns, pentru că va avea 3 meciuri acasă, în rest, locul 2-3 se va lupta, cred că, până în ultima etapă. Unul dintre aturile stelei din acest sezon este Dan Duroaia. În vârstă de doar 25 de ani, antrenorul secund are un rol extrem de important în ascensiunea stelei din acest campionat. La capătul sezonului regulat, Steaua s-a calificat în play-off și și-a câștigat dreptul de a evolua sezonul viitor în cupele europene. Ce reprezintă acest lucru pentru tine? Pentru mine, atât cât și pentru echipă, reprezintă un lucru extraordinar. Faptul că am reușit să aducem înapoi Steaua acolo unde este locul. Care este rolul tău în echipă? Rolul meu în echipă este de antrenor secund, dar și de statistician al echipei. Te-am văzut la aproape toate meciurile cu laptopul în brațe. În funcție de ceea ce faci tu, cum se poate schimba soarta unui meci? Cum poate Steaua să întoarcă un meci care pare pierdut? În funcție de jocul pe care îl prestează echipa noastră, atât cât și echipa adversă, în baza laptopului și a programului pe care îl folosesc, pot vedea în timp real cifrele jucătorilor, atât bune cât și rele. Iar în funcție de cele cifre, dacă știm să le interpretăm cum trebuie, putem analiza mult mai bine jocul și aduce un plus echipei sau de a vedea mult mai bine viziunea jocului în afara fazelor care te fură în jocul de volei. Pe Dan Duroaia, cum l-ai caracteriza? Dan Duroaia este ambițios, își dorește să facă foarte multă performanță, îmi doresc să fac multă performanță cu echipa Steaua, să aducem Steaua acolo unde n-a mai fost de aproape 30 de ani și anume de a câștiga campionatul și implicit de a juca în cupele europene în Champions League. Care sunt aturile stelei în acest sezon? Aturile stelei sunt foarte multe, începând de la determinarea băieților, de la spiritul de luptă, de la a aborda jocurile cu foarte mare seriozitate, indiferent dacă vorbim că jucăm cu campioana în titră sau cu ultima clasată, noi abordăm serios toate meciurile și perspicacitatea de care dau dovadă băieții este un lucru nemaipomenit și nemai întâlnit la o altă echipă. Steaua București va debuta în play-off-ul campionatului național la finalul acestei săptămâni, când va întâlni pe SCM Zalău, SCM-ul Craiova și CSM Arcada Galați. Pe ce loc crezi că va termina Steaua acest sezon? Eu sper că vom ieși campioni, dar asta rămâne de văzut.